Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Tatiana Gherța. Bine ați revenit la o nouă ediție Moldova în direct. Criza pandemică scoate și mai mult la iveală criza politică. Aparent, fracțiunile parlamentare stau pe baricade diferite. Însă, chiar și fără o majoritate declarată, proiectele sunt votate, iar atmosfera este una lucrativă. Arhitectura la nivel prezidențial s-a schimbat, dar cum rămâne cu legislativul și guvernul? Stabilitatea politică va fi asigurată prin conlucrare sau prin provocarea alegerilor parlamentare anticipate. Discutăm în această seară subiecte de actualitate cu președintele în exercițiu, Igor Dodon. Bună seara, bine ați venit la Moldova în direct. Bună seara și bine v-am găsit. Felicitări cu prima zi de iarnă. Vă mulțumesc foarte mult pentru această felicitare, doamnelor și domnilor. Eu trebuie să vă reamintesc că emisiunea noastră o puteți urmări ca de obicei și online pe trm.md, dar și pe pagina noastră de Facebook, compania Teleradio Moldova. Domnule președinte, uitați că cel mai important scrutin electoral din acest an s-a finalizat deja. Nu ați reușit prelungirea mandatului cu încă 4 ani de zile. Ați făcut o evaluare deja a acestei situații din data de 15 noiembrie? Ce s-a întâmplat de fapt atunci? În primul rând, în afară de prima zi de iarnă, astăzi este și o sărbătoare importantă pentru vecinii noștri, pentru frații români, cum le spun eu, numai că tot timpul spun frate, frate, dar fiecare stă până la el acasă. Eu vreau să felicit cu această ocazie, profit de oportunitatea pentru a le ura succese, belșug, și să ne estimăm ca state independente. Eu l-am felicitat astăzi cu o scrisoare de felicitare și pe domnul Iohannis. Eu cred că noi nu avem ce împărți, trebuie să fim prieteni, relații bune, avem relații foarte bune în domeniul economic-social și trebuie să le continuăm. Da, cum ați menționat, s-a finalizat campania prezidențială. Eu cred că a fost una din campaniile cele mai dificile, cel puțin în experiența mea de 12-13 ani de lupte politice. Rezultatul este cel care este. Eu cred că sunt câteva concluzii importante. Avem o participare masivă a diasporii, care nu a mai fost nici la un scrutin electoral. Pe interior, noi am avut un scor cu oponenta mea, cu doamna Maia Sandu, aproape la egal, 49 și ceva la 51, 49 la 51, aproape 50 la 50. Dar diaspora a făcut scorul, diferența să fie mult mai mare, în favoarea Maia Sandu. Eu am felicitat-o preventiv, i-am spus că nu o să facem niciun fel de obstacole în ceea ce ține de intrarea dumnei în funcții. Înțeleg că va fi și inaugurarea la sfârșitul acestei luni. Sunt anumite proceduri în care presupun și participarea mea la acest proces. Așa a fost și 4 ani în urmă, atunci când am intrat eu în funcție. Concluziile de bază, oamenii au decis, cetățenii au decis, avem un nou președinte ales, care trebuie să-și asume responsabilitatea pentru situația din țară. Noi să vorbim astăzi despre acest lucru, pentru că nu poate un președinte care a obținut votul cetățenilor să stea într-o parte, să spună că de asta nu răspund eu, de asta răspunde altcineva și așa mai departe. Trebuie să asume responsabilitatea și să demonstreze oamenilor că își îndeplinește angajamentele electorale. Noi nu o să încurcăm. Păi dumneavoastră, până în acest moment, sau ați fost unicul președinte, cel puțin, care a fost cel mai implicat și vizibil, transparent, cu toate informațiile pe față, atât la începutul săptămânii, cât și la finalul acesteia. De acum înainte vom vedea ce va urma mai departe, dar vreau să vă întreb mai întâi de toate dacă ați început deja discuțiile, echipa fostului președinte cu actualului președinte, despre schimbarea acestor atribuțiilor. Procedura care este? Este protocolul de stat de la Ministerul de Externe, care împreună cu protocolul de la instituția prezidențială se ocupă de toate etapele ce se țin de inaugurare. Primele contacte au fost, li s-a explicat care este, sunt etapele, pentru că în afară de inaugurare care probabil avea loc la Palatul Republicii, mai sunt încă după aceea anumite lucruri protocolare care trebuie să aibă loc în clădirea prezidențială, văd că o aveți pe ecran. Apropo, 4 ani în urmă, când eu am intrat în această funcție, nu era așa clădire. Vă aduceți aminte. M-am dus într-un birou pe Iorga. Apropo, atunci, 4 ani în urmă, încrederea în instituția prezidențială era în jurul de 4%. Mai jos ca în Parlament și în Guvern. Acum încrederea în instituția prezidențială este aproape de 50%. Eu cred că este un merit cel meu. Și încrederea în instituția prezidențială, și fortificarea instituției prezidențiale, și clădirea reparată. Am văzut că oponenta mea în campanie electorală spunea că nu o interesează clădirea prezidențială, acum spune că o să meargă în clădirea prezidențială. Eu cred că e corect, pentru că este un simbol al statului.
un simbol care reprezintă statalitatea noastră, a țării noastre. Și de fapt acolo trebuie să funcționeze și să meargă la job președintele țării. Până pe data de 23 decembrie, oricum sunteți în funcția de președinte în exercițiu. Ce veți face până în această perioadă? Într-adevăr, mandatul președintelui este exact de 4 ani. Din momentul depunerii jurământului, jurământul a fost depus pe data de 23 decembrie 2016, înseamnă că cel puțin până pe 23 decembrie 2020 îmi îndeplinesc obligațiunile de șef al statului. Sunt mai multe lucruri importante, atât lucruri curente care țin de transmiterea obligațiunilor și responsabilităților față de noul președinte, ține de promulgarea legilor. Vedem că în Parlament, și s-a început cu aceasta, vom discuta astăzi despre ce se întâmplă în Parlament, se aprobă multe legi care trebuie promulgate ca să intre în vigoare, pentru că este și proiectul bugetului, politicii fiscale, care trebuie mai repede să fie publicat, pentru că de la 1 ianuarie deja el se aplică. Sunt unele elemente și pe agenda externă. De exemplu, săptămâna viitoare sau peste o săptămână va avea loc ședința șefilor de state CSE și șefilor de state a Uniunii Euroasiatice, unde noi suntem observatori. Deci este o agendă destul de consistentă și pe intern și pe extern. În afară de aceasta, mă ocup destul de intensiv de pregătirea Congresului Partidului Socialiștilor. Mai multe ori când veneam la dumneavoastră la emisiune și când spuneam din numele Partidului Socialiștilor, dumneavoastră m-a întrebat, sunt lider sau nu? Și vă spuneam că sunt lider neoficial. Colegii din PSRM m-au invitat să revin în fruntea PSRM oficial. Noi planificăm la sfârșitul acestei luni. Cel mai probabil pe 29 sau pe 30 decembrie va avea loc congresul, unde cel mai probabil colegii îmi vor da votul de încredere pentru ca să reiau conducerea celui mai influent partid din Republica Moldova. Ca să continuați. Apropo de Uniunea Economică Euroasiatică, acolo unde Republica Moldova este în calitate de membru, iată că actualul președintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, menționează de fapt că este sceptică referitor la legalitatea acestui statut. Nu a fost sceptică, doamna Maia Sandu, anul trecut când i-a numit-o prim-ministru și când am participat de mai multe ori în cadrul mai multor evenimente legate de Uniunea Euroasiatică. Eu cred că aș vrea să-i recomand doamnei Maia Sandu să iasă din campania electorală. Gata, alegerile s-au finalizat. Pentru că am văzut mai multe declarații în ultimul timp cu iz electoral, declarații care au strânit multe comentarii, care au atâțat spiritele, nu doar în Republica Moldova, dar și pe extern. De aceea, gata, s-au terminat, s-au finalizat luptele, baricatele. Acum trebuie să dea dovadă că nu este doar un polițian, este un om de stat. Știți care e diferența între polițian și om de stat? Polițianul se gândește la următoarele alegeri și face declarații politice, electorale, iar omul de stat se gândește la interesele statului. Păi că ceea ce face doamna Maia Sandu ultimele zile, declarații, mai mult sunt de declarații unui politician care încă este în campanie electorală. S-au finalizat campania electorală. Declarații dure într-o direcție și în alta. Inclusiv declarații geopolitice. Inclusiv declarații referitor la unele regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv Transnistria, ei trebuie lăsate într-o parte. În ceea ce sunt de Uniunea Euroasiatică, noi nu suntem membri. Noi suntem observatori. Și am obținut acest statut în luna mai 2018. Până atunci a semnat un memorandum. Acest statut nu prevede ratificarea unor acorduri, pentru că este observator. Adică noi ne-am adresat și cei 5 conducători de state, Rusia, Belarusia, Kazakhstan, Armenia și Kirghizia, au luat decizia să ne primească în calitate de observatori. Este o platformă importantă. Păi, asta vreau să întreb. Care sunt facilitățile pentru Republica Moldova de a fi membru acestei? Aceasta este o organizație economică care ne permite, în perspectivă, să obținem unele avantaje suplimentare față de cele care le avem în cadrul CSE. În special în domeniul comerțului, deoarece mare majoritate a comerțului din CSE noi avem numai cu aceste 5 state. Sunt unele facilități propuse în domeniul migrațional, dar noi cunoaștem că în Federația Rusă, de exemplu, avem sute de mii de migranți. Cei care sunt mai aproape de Uniunea Euroasiatică pot să activeze fără patentă în Federația Rusă, de exemplu. Și asta e un lucru foarte important pe care îl așteaptă cetățenii noștri. Și sunt și alte avantaje în domeniul energetic, serviciilor și așa mai departe. Acum vreau să trecem
la subiectele de actualitate, până la urmă, marea bătălie în acest moment se face în Parlament. Guvernul a rămas fără susținere din partea majorității parlamentare, dar urmează să fie implementate, așa cum ați menționat și dumneavoastră, de fapt, cele mai importante proiecte, bugetul de stat, politica bugetară fiscală și așa mai departe. Va reuși actuala componență a legislativului să reușească să treacă de acest pas atât de important pentru țară până la urmă? Totul depinde de maturitatea politică a deputaților. Pentru că luptele și războaiele politice s-au finalizat, cel puțin la etapa aceasta. Acum trebuie să revină inclusiv cei din opoziție în Parlament și să se gândească puțin și la țară și la oameni. Ce înseamnă? Eu nu vreau să intru prea mult în detalii pe buget. Știu că mâine aveți și dezbatere aici la Moldova 1. Vor fi reprezentanțe la toate partidele. Eu cum am finalizat ședința fracțiunii pe Sirimeș, știu că se pregătesc pentru participare pentru mâine la dumneavoastră. Ce înseamnă acest... Da, la Moldova 1. Ce înseamnă acest buget și politica fiscală? În primul rând, el este un proiect a bugetului orientat social. Vreau să amintesc că chiar dacă noi nu am învins în acest scrutin prezidențial, inițiativele pe care eu le-am lansat parcursul acestui an, ele vor fi implementate în continuare prin acest buget. De exemplu, dublarea salariilor la medici. A doua etapă este prevăzută pentru 1 ianuarie 2021. Și este vorba de majorarea încă cu 30% a salariilor la medici. Este vorba de continuarea drumurilor bune pentru toți. Și în proiectul pentru anul viitor sunt cele peste 900 de milioane de lei, câte 1 milion cel puțin la fiecare localitate pentru drumuri bune. Este vorba de majorarea investițiilor în apă și canalizare. Și multe alte lucruri foarte importante. Ce înseamnă dacă nu se votează acest buget? Atunci nu se reușește elaborarea unui alt buget. Atunci anul viitor finanțarea cheltuielilor publice va avea loc din considerentul 1 împărțit la 12 a bugetului anului curent. Adică se ia bugetul anului 2020, se împarte la 12 luni și Ministerul Finanțelor are drept să cheltui nu mai mult de a 12 parte din bugetul anului curent. Atunci, la sigur, nu poți merge cu majorarea salariilor la medici, nu poți merge cu majorarea investițiilor în infrastructură, în apă și canalizare și așa mai departe. Deci, eu cred că aici deja ține de responsabilitatea deputaților din Parlament. Guvernul și-a făcut treaba profesionist atunci când a elaborat acest proiect. Și a fost aprobat, dacă nu greșesc, ieri. Ieri a fost ziua de luni. Astăzi deja a fost transmis în Parlament. Mâine va fi discutat în comisiile parlamentare. Eu sper foarte mult că, în afară de 37 deputați socialiști, care la sigur vor vota acest buget, se vor mai găsi încă 14 deputați responsabili, indiferent din ce fracțiuni și cum, care vor vota principalul document al țării. Pentru că nu putem intra în anul nou, în anul 2021, fără buget, fără politică fiscală. Vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusa, spune de fapt că această grabă ar fi provocată mai mult de dumneavoastră și nu de premierul Ion Chicu și că dumneavoastră ați avea nevoie mai repede ca aceste proiecte să ajungă să fie aprobate, iar ulterior promulgate de dumneavoastră la președinție. De ce spune acest lucru? Mai ales că, zice, nu au fost prezentate până acum și nu au fost plasate pe site-ul Ministerului Finanțelor. Tot ce țin de plasarea pe site și consultările publice, Ministerul Finanțelor a asigurat. Guvernul și președintele în exercițiu, ca politicieni și oameni responsabili, în fața cetățenilor. Noi trebuie să pregătim bugetul, să-l discutăm în Parlament și ar fi bine să reușim, evident, acest buget să-l semnăm și el să intre în vigoare. Dar unde să mai întindem? Uitați, până pe data de 23-24, acest buget ar putea fi semnat de către mine și transmis la publicare. Dar unde să mai întindem? După 25, Crăciunul pe nou? Sau de anul nou să aprobăm bugetul? Da, eu am avut experiența asta, să-mi minte, Alianța pentru Integrare Europeană 1-2, unde era și Maia Sandu ministru, că nu aprobau, intrau în anul viitor fără buget. Știi lucrul acesta și că și-a luat consilierul în fost ministrul finanțelor, apropo, cu probleme de integritate. Dar asta se va vedea. Eu cred că gafele astea vor fi foarte multe. Dar noi nu putem să permitem ca țara să intre în anul viitor fără buget. De ce? El este elaborat, este prezentat. Parlamentul trebuie să se expună și să mergem înainte. Credeți, iarăși spuneam, că se va găsi această unitate?
de conlucrare? Eu cred că șansele sunt reale, șansele sunt mari ca bugetul să fie votat. Sunt deja mesaje și din partea ați spus că cel mai probabil se vor regăsi și alte 14 voturi în Parlament, deputați care vor aproba acest buget propus de guvernul Chicu. Până când nu vor fi discuții în comisii parlamentare și în plenul Parlamentului, nu putem spune dacă vor fi voturi sau nu. Deci siguranța nu aveți. Discuții până în acest moment, dintre fracțiuni cel puțin, nu au fost. Nu sunt majorități parlamentare în acest Parlament și cel mai probabil nu vor fi. De aceea, mâine vor fi discuții în comisiile parlamentare, primele discuții. Și se va vedea care este disponibilitatea diferitor fracțiuni sau deputați independenți să voteze acest buget. Săptămâna trecută, dumneavoastră, i-ați propus Maia Sandu să-și asume guvernarea sau să declanșeze alegeri parlamentare anticipate. Acest lucru, de fapt, pentru aceasta pledează și dumnea ei, care spune că Ion Chicu trebuie să plece de la guvern. Sunteți gata să vă retrageți echipa? Despre Parlament am vorbit. Haideți să vedem care sunt pașii, soluțiile președintelui în această situație. Nu are multe soluții. Sunt două, trei, patru maxim. Prima soluție este să găsească numitor comun pentru formarea unei majorități parlamentare în susținerea acestui guvern. Adică este guvernul Chicu. Sunt 37 de socialiști care îl susțin. Maia Sandu are 15 deputați, împreună sunt 52, care pot să susțină acest guvern. Ăsta e primul scenariu. Eu văd că ei sunt categoric împotriva. Este al doilea scenariu. Să înceapă discuțiile cu partidele, cu fracțiunile din Parlament, pentru, unu, a demite acest guvern, pentru asta îi trebuie 51 de mandate, trebuie să înainteze moțiuni de cenzură, după care formează guvernul său sau merge la începate. Și este ultima soluție. Să nu facă nimic, să facă declarații populiste, că guvernul este rău, că acest guvern trebuie să plece, să vină cu unele inițiative populiste. De exemplu, impozit pe venit zero la agenții economici, care costă câteva miliarde de lei din buget. Eu sunt gata să-l susțin. Va fi guvernul Maia Sandu, noi îl votăm. Dar care acum aceste mijloace nu sunt în buget. Și conform la această ultima soluție, despre ce este vorba? Numește în fiecare zi că guvernul e rău, dar n-al dai jos. Nici nu inițiez demisia acestui guvern. Dar îl lași așa că acest guvern să țină toată povara dificilă care este acum. În condiții de pandemie, în condiții de criză, în condiții de iarnă, ca să ducă greutatea asta pe ei. Pentru că în primăvară, când va fi mai ușor, atunci să încerci să dai jos guvernul și să faci altă majoritate parlamentară. Eu cred că doamna Maia Sandu, nouă președinte ales, încearcă să meargă pe ultima soluție. Adică să vină cu declarații politic frumoase, că guvernul trebuie să plece, că noi vrem altceva, vrem, știm cum. De ce? Declarația mea a fost foarte simplă. Ați învins la alegeri. Asumați-vă responsabilitatea de guvernare, de situația în țară. Ei nu vor face acest lucru. Pentru că noi știm cu ce s-a finalizat asumarea responsabilității anul trecut când a fost șef în guvern. Ei știu că nu vor face față. Pentru că e ușor, știți cum spune Eminescu, e ușor să scrie versuri când nimic nu ai spune. Înșerând cuvinte goale, ce din coadă o să sune. Este așa, dintr-o poezie mai mare. E ușor a face declarații de astea, cu uite, faceți azi, cu tare, cu tare. Dar apucă-te de lucru. Răsuflică mâinicile, cheamă fracțiunile, dă jos acest guvern și intră la guvern. Fă față la pandemie, plătește salarii, pensii, ajută agricultorii. Pentru că pe baricade sunteți foarte deștepți toți. Dacă când vă pun la lucru, nu puteți să faci nimic. Și ați trecut prin asta anul trecut. Eu am văzut lucrul ăsta. Guvernul ăsta care îl critică oponenții noștri, anul ăsta a ținut piept la tot. Niciun guvern în ultimii 20 ceva de ani din independența Republicii Moldova nu a avut într-un an și secetă, și pandemie, și criză economică, și deasupra încă și alegeri prezidențiale, care au generat criză politică. Păi ca guvernul ăsta, cum e el așa, a ținut piept. A plătit salarii, a plătit pensii, a ajutat agricultorii, a ținut până acum situația cu pandemia și o ține în continuare. O gestionează. Că nu numai Moldova greu cu pandemie, în toată lumea e greu. Nu a închis agenții economici,
Și eu vreau să văd ce o să facă ei. Deci ei și le-am spus, asumați-vă responsabilitate. Nu ne ține cu dinți. Cineva credeau, ei credeau că eu, nu știu, am început chiar discuții, că eu mă voi aventura să devin prim-ministru, acum să fac nu știu cum. Nu mă interesează. O să devenim noi și prim-ministru și altele, dar mai târziu. Dar acum ați învins, asumați-vă, răspundeți pentru situația din țară, voi ați spus că știți mai bine decât guvernul acesta, dați jos guvernul, aveți 26 de mandate împreună cu partenerii dumneavoastră din platforma DA, îi aveți acolo, văd că și pe Filip, și pe Candu, și pe toți care au fost cu Plăhătniuc, luați-i lângă voi, dați jos guvernul, numiți-l pe vostru, dacă vreți, sau cadem la începate, dar nu faceți pe deștepții, șezând în fotolii și făcând doar declarații. Noi lucrul ăsta nu o să permite. Păi da, se pare că premierul Ion Chicu este gata să plece în demisie, doar dacă vor fi aprobate acele proiectul bugetului de stat pentru 2021. Ați vorbit cu Ion Chicu despre o eventuală demisie? Poziția noastră împreună cu guvernul, împreună cu domnul prim-ministru, cu doamna speaker a Parlamentului, care am discutat-o și ieri, la întrevederea tradițională, care o avem în fiecare luni dimineață, este una foarte clară. Noi nu putem să aruncăm țara în haos acum și acest guvern trebuie să continue activitatea, trebuie să mențină situația așa cum este ea dificilă. Și nu este vorba aici de Dodon sau de Chicu. E vorba de cetățenii Republicii Moldova. Pentru că acum dacă arunci țara în haos, trebuie să înțelegi ce urmează. Sau te duci deodată la începate, mai repede, sau dacă nu mergi la începate, atunci să fie numit alt guvern. Pentru că nu poți să arunci țara în haos și stai așa jumătate de an sau un an de zile, în condiții de iarnă și pandemie. Deci și domnul prim-ministru și toată echipa noastră, că o echipă responsabilă, profesionistă, pragmatică și care se gândește la oameni, orice decizii care vom lua, o vom lua nu ținând cont de interesul nostru politic, îngust. Ne vom ghida de interesul oamenilor. Ce e mai bine acum pentru cetățeni? Dacă își asumă responsabilitatea noul președinte ales, să-și asume, noi nu o să împiedicăm, noi nu o să punem niciun fel de piedici, să-și asume și să demonstreze oamenilor ce poate să facă, nu doar declarații. Dacă nu, acest guvern trebuie să gestioneze acum situația, cu bugetul, cu politica fiscală. Aceasta este poziția noastră. Să gestioneze situația și, în plus, la toate mai sunt o mulțime de proiecte care urmează să fie aprobate în plenul Parlamentului, dar și aduse de către executiv, dar de fapt este o misiune imposibilă având în vedere situația actuală din legislativ. Așa cum spuneam mai devreme, nu există o majoritate parlamentară, dar se pare că unele voci menționează de fapt că ar fi o majoritate neformală dintre Partidul Socialiștilor și Platforma pentru Moldova nou creată, noi, dintre Partidul Șor și deputații neafiliați. Noi am avut guvern minoritar anul trecut, începând cu luna noiembrie până în martie. Ce înseamnă guvern minoritar? Guvern minoritar înseamnă că nu este o majoritate parlamentară care se declară în susținerea unui guvern. Guvernul Chicu a fost minoritar noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, 5 luni de zile. Până la formarea coaliției cu PD-ul. De ce eu consider că și la această etapă poate fi un guvern minoritar și noi de fapt avem un guvern minoritar. Și noi ați menționat că la începutul emisiunii, că chiar în actualul legislativ, când nu sunt majorități parlamentare, noi vedem în ultimele săptămâni, se discută foarte mult, dar marea majoritate a proiectelor se votează cu 60-70 de voturi. Adică marea majoritate votează pentru aceste proiecte. De ce? Dezbateri sunt, majoritate parlamentară nu este, dar atunci când este un proiect în interesul oamenilor, vedem că deputații votează. Eu sper foarte mult că așa vor fi și cu aceste proiecte de lege, care va fi o agendă destul de încărcată următoarele 3 săptămâni. Dar există posibilitatea să fie creată o nouă majoritate parlamentară? Dacă da, atunci între cine? Eu nu cred că în acest parlament poate fi creată o majoritate parlamentară. Cine? Logic ar fi, pentru că sunt două partide și doi lideri care au legitimitate majoră. Pe stânga suntem noi, Dodon și socialiștii, pe dreapta este Maia Sandu cu PAS. Aceste alegeri au demonstrat că aceștia sunt doi lideri cu legitimitate și susținere din partea populației. O soluție logică ar fi să găsească limbă comună peste două fracțiuni mai mari. Eu cred că lucrul acesta, cel mai probabil, țin cont din mesajele pe care le lansează oponenții noștri politici, cel mai probabil la etapa asta este puțin probabil.
De aceea, în acest parlament, majoritatea parlamentară, în opinia mea, nu va fi creată. Vor fi votări de chestii așa haotice, independență de proiect, și vom ajunge la alegeri parlamentare începate. Când ar putea fi alegerile parlamentare începate? În opinia mea, cel mai aproape pot fi în luna aprilie-mai și deja în aprilie-mai mai târziu. De ce? Pentru că chiar dacă să presupunem că se găsesc 51 de voturi de mandate de deputat pentru a da jos guvernul, ceea ce va fi foarte dificil. Pentru că în acest parlament sunt 35-40 deputați care știu la sigur că în caz de începat ei nu intră în parlament. Și pe Deu, și mai mulți acolo sunt. Deci ei se vor ține cu dinții, ei nu vor vota niciun fel de demisia guvernului dacă nu vor ști exact cum se numește altul. Deci în caz dacă se demite guvernul, de exemplu, începutul lunii ianuarie, atunci președintele țării inițiază discuțiile cu fracțiunile parlamentare și de momentul primii încercări nereușite a numirii altui guvern, de exemplu, se înaintează persoana X de către doamna Maia Sandu și îl propune în parlament. Dacă nu se votează, se începe 45 de zile minim. Ce înseamnă 45 de zile? Luăm la mijlocul ianuarie, 45 de zile, asta e până la începutul lunii martie. În martie se adresează la Curtea Constituțională, primește răspuns, semnează decretul de dizolvare a Parlamentului și minimul 60, maximum 90 de zile. Începutul martie, aprilie, mai, mai, iunie, prima șansă posibilă de asigurarea legilor parlamentare anticipate. Dar, cum am menționat, sunt mai multe fracțiuni în Parlament și mai multe grupuri parlamentare care sunt categoric împotriva legilor anticipate. Noi nu avem ce pierde. Dar Partidul Socialiștilor vrea alegeri anticipate? Noi suntem pentru alegeri anticipate și această poziție eu am menționat-o constant pe parcursul acestui an. Că alegerile parlamentare anticipate sunt necesare pentru că acest Parlament nu corespunde votului cetățeanului din februarie anul trecut. Pentru că noi în acest Parlament am intrat cu 5 fracțiuni, dacă vă aduceți aminte, Socialiștii, Democrații, PAS, Da, Șor și încă 3 deputați independenți erau. Acum 19-20 deputați și-au părăsit partidele, deja de vreo 2-3 ori și-au schimbat grupurile parlamentare și evident când 20 de deputați, asta e a 5-a parte din numărul total de deputați, și-au schimbat fracțiunile, atunci acest Parlament nu corespunde rezultatului alegerilor din 2019. De ce acest Parlament trebuie dizolvat? Dar revin la idee. Eu cred că va fi foarte dificil de inițiat procedura de dizolvare a Parlamentului. De ce? Pentru că 35-40 deputați care știu că nu vor intra în Parlament după alegeri parlamentare începate, vor vota măcar pentru o taburetcă în funcție de prim-ministru, pentru a evita alegeri parlamentare începate. Și doamna Maia Sandu asta înțelege. Pentru că împreună cu deputații ei, atunci vor fi 50 ceva deputați care vor vota orice guvern. Deci, așa am spus, unica soluție pentru a dizolva acest Parlament este dialogul între PSRM și PAS, care împreună au peste 50 de mandate. Și dacă aceste două formațiuni se vor așeza la masa discuții, nu trebuie să fac coaliții. Trebuie să spun, uite, și am propus, doamne Maia Sandu. Și dumneavoastră lucrul ăsta încă nu îl înțelege, dar va ajunge la aceasta inevitabil. Mai devreme sau mai târziu. Și spunem, uite, mergem la alegeri parlamentare începate. Pentru a dizolva Parlamentul, noi propunem, dumneavoastră propune picutare, nu îl votăm nici noi, nici fracțiunea Maia Sandu. În cazul ăsta, prima tentativă a ieșuat. Facem a doua tentativă, exact așa, nu votăm noi, nu votează Maia Sandu, cu pasul ei. Și atunci s-a depășit a doua încercare nereușită și se poate dizolva Parlamentul și demers la alegeri parlamentare începate. În caz contrar, va fi foarte greu dizolvat Parlamentul. Ați spus că i-ați propus Maia Sandu. Când ați discutat? Păi public am spus lucrul acesta. Personal nu ați vorbit? De cât timp? Păi ce fi discutăm public? Eu cred că va fi o discuție, pentru că așa presupune și cutumile protocolare. Eu 4 ani în urmă, când am, după investire, după depunerea jurământului, când am intrat la Iorga, în biroul președintelui, acolo mă aștepta fostul președinte, am avut 45 minute în schimb de păreri, după care mi-a urat succese și așa a plecat. Eu cred că vom discuta, inevitabil. Să nu se teamă. Noi trebuie să ne așezăm, să discutăm ca doi oameni maturi,
dacă suntem oameni responsabili. Și să vedem ce facem mai departe. Dar, încă o dată, declarațiile acestea care le-am auzit eu în zilele acestea, ieri mi se pare că nouă socialiști nu trebuie. Că noi fără PSRM și așa mai departe. Nu, eu am mai auzit așa declarație anul trecut, la începutul anului. Când doamna Maia Sandu spunea că cu PSRM nu va face nicio coaliție. Când noi am venit la o întrevedere, vă aduceți aminte și am întins mâna și noi n-am întins mâna. Vă aduceți aminte. După aceasta a semnat cu noi două acorduri de coaliție. Unul luna iunie și unul luna septembrie. De aceea eu las aceste declarații pe febra electorală din care dumneavoastră încă nu a ieșit. Trebuie să se liniștească. Alegerile au trecut. Acum este președinte ales, care presupune și responsabilitate mare față de cetățeni. Trebuie să vedem cum mergem mai departe pentru a asigura o anumită liniște în societate și a merge la alegeri parlamentare începate. Dar lucrul acesta este posibil în urma dialogului între cele mai mari formațiuni și persoanele politice cu legitimitate majoră. Discuții, de fapt, au loc și în acest moment, atât foștii membri ai coaliției de guvernare, președintele Partidului Democrat, Pavel Filip, a avut ieri o întrevedere cu președintele ales Maia Sandu, au discutat împreună despre crearea unui grup de lucru la nivel parlamentar, care să vină cu soluții urgente pentru aplanarea acestei situații referitor la criza provocată de COVID-19. PSRM se va alătura acestui grup? În primul rând, în ceea ce se îndepede, ei își caută loc sub soare. Ei înțeleg că trebuie să evite alegerile parlamentare începate, deoarece evident că nu mai intră în Parlament și trec în istorie. Deci ei încearcă să găsească o soluție cumva de poziționare. Noi suntem gata să discutăm absolut cu toți. Și eu lucrul ăsta l-am spus. PSRM-ul ca partidul cu cea mai mare fracțiuni în Parlament. Suntem 37. Următoarea, după numărul deputații, e pasul cu 15, adică practic de două ori și ceva mai puțin ca socialiști. Evident că noi, ca politicieni responsabili, suntem gata să discutăm. Să discutăm, să vedem cum mergem mai departe. Coaliții majore, sau cum propunea cineva, coaliție largă, între 3-4 partide, eu nu cred că e posibil în această situație. Unicul lucru care poate fi discutat cum mergem la începate. Și cum asigurăm liniștea până atunci. Nu ne trebuie cataclizme. Noi trebuie să mergem la începate, așa ca să cunoască cetățenii. Că noi ne-am întâlnit și am spus, uite, începatele sunt în luna mai, sau în luna iunie, sau în luna octombrie, sau în luna noiembrie. La sigur, mai devreme este imposibil. Dar nici nu e cazul. Acum în iarnă să facem alegeri în februarie, dar nici nu poți, conform Constituției, nu poți face alegerile așa repede. De aceea, despre acest lucru putem să discutăm cu oricare. Coșcare, dar vă întrebam dacă fracțiunea PSRM se va alătura grupului de lucru la nivel parlamentar pentru a discuta despre această criză. Eu nu am văzut crearea grupurilor de lucru și așa inițiative în Parlament. Orice inițiative de creare a comisiilor sau grupurilor de lucru se fac în baza hotărârii de Parlament. Până la această etapă nu am văzut niciun proiect de hotărâre. Dacă va fi inițiat un astfel de proiect, evident că noi participăm în toate grupurile de lucru. Sper că memoria nu mă înșeală foarte mult, dar mi se pare că săptămâna trecută, în cadrul ședinței Parlamentului, democrații au propus acest lucru, dar nu a întrunit numărul necesar de voturi. Bine, revenim, de fapt, la regiunea transnistreană și la declarațiile care au fost făcute până în acest moment. Președintele ales Maia Sandu consideră că misiunea de pacificare de pe ambele maluri ale Nistrului trebuie să treacă să fie una civilă, sub egida OSCE. Și mai spune că, de fapt, această poziție o are Republica Moldova de mai mult timp. Aceeași poziție o aveți și dumneavoastră? În primul rând, nu este așa o poziție de mai mult timp. Aceste declarații care s-au făcut din nou în pripă, eu sper că nu este sub dictantul cuiva, sub aspect de interes geopolitic. Eu foarte mult sper că, în urma acestor declarații, nu stau jucători geopolitici importanți care curtează și o conduc în declarații pe președintele ales Maia Sandu. Dar, la sigur, astfel de declarații nu corespund la moment situației în Republica Moldova și nu corespund necesității de a calma spiritele. Eu am văzut parcursul zilei de ieri și zilei de astăzi foarte multe comentarii și foarte multe acuzații reciproce. Eu mi-am amintit din începutul anilor 90,
lucrează cu regret, eu nu vreau să sperie pe nimeni, ne privește acum toată țara, dar atâtea declarații și atâtea discuții despre destabilizare, despre război, Doamne ferește, eu nu mi-amintesc în ultimii ani. Și uitați, aceste declarații toate au fost provocate de președintele ales cu câteva săptămâni înainte de inaugurare. Deci așa am spus, trebuie să iasă din lupta electorală. Trebuie să revină pe pământ și să uite cu ochii limpezi la toată situația aceasta. Nu tulburi după alegeri, dar limpede trebuie uitat. Misiunea de pacificare pe Nistru este o misiune care are mandatul internațional, unde nu sunt doar ruși, sunt și pacificatori moldoveni, sunt și cetățenii Moldovei din Transnistria, sunt ucraineni. Și este o misiune datorită căreia noi nu avem vărsări de sânge pe Nistru. Noi, de la începutul anilor 90, când această misiune a primit mandatul internațional și asigură misiunea de pacificare, noi avem pace în Republica Moldova. Așa că această misiune și-a îndeplinit până acum toate obligațiunile. Și le îndeplinește și acum și urmează să le îndeplinească și mai departe, până când nu găsim o soluție politică. Pentru că noi nu ne trebuie destabilizare, ci noi vedem ce se întâmplă în alte părți. Însă dacă acesta este un scenariu a cuiva care stă în spatele Maisonului sau care o dirigează pentru a destabiliza situația în Transnistria și a deschide un nou conflict geopolitic între Occident și Federația Rusă, atunci noi trebuie să dăm aprecierile respective. Dar de unde și cine ar începe această destabilizare? O să vadă tot. Timpul o să le arăt. Eu presupun și înțeleg interesul cui este. Dar noi, cetățenii Republicii Moldova, noi lucrul ăsta trebuie să nu-l admitem. Pentru că și eu și dumneavoastră, la sigur, noi nu ne dorim întoarcerea anilor 90. Sau nu ne dorim o situație de conflict cum este mai multe regiuni care nu sunt atât departe. Conflicte dezghețate, unde zilnic se împușcă, unde mor sute și mii de oameni, nu aceasta ne trebuie în Republica Moldova. Nu aceasta categoric nu ne trebuie. De ce eu chem la calm, la liniște, la revenirea pe pământ, mă refer la președintele ales. Și mai puțin declarații de aceste acide, pentru că el nu ajută cu nimic. Eu am văzut astăzi declarațiile din partea Ministrului de Externe Federației Rusiei, acum când venim încoace. Eu am văzut declarații din partea Dumnezeu de Stat a Federației Rusă. Păi. Dar doamna Maia Sandu oare înțelege că astfel de acuzații și declarații acide, învinuiri în adresa Federației Rusă, pot avea și efect invers? Noi exportăm acum fără taxe vamale produsele noastre în Federația Rusă. Moscova vorbește despre destabilizare. Îmi cer scuze pentru că purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a menționat de fapt că această schimbare ar putea duce la destabilizare în regiune. Deci, despre ce stabilizare și ce ne așteaptă, deci, în urma acestor declarații, ce s-ar putea întâmpla? Atât timp cât ele rămân doar declarații, eu sper că noi nu vom avea o revenire la conflictul de pe Nistru care a fost la începutul anilor 90. Dar atunci tot s-a început numai de la declarații. Pentru că mai pe urmă se înceapă ce cu regret să intrăm în acel conflict pe Nistru care și acum este o rană pe corpul tânăr al Moldovei independente. Și astfel de declarații a policienilor și a conducerii de țară irresponsabile au dus la, în primul rând, tensionarea, la prima etapă a fost în Găgăuzia, după ce a urmat în Transnistria. Deci trebuie să fim foarte atenți cu astfel de declarații. Pentru că după declarații, dacă mai obține, adică cei care vor astfel de mișcări să facă, mai obțin și control asupra guvernului și parlamentului, noi am văzut cum ei numeau separatiști pe cetățenii Republicii Moldova care vreau să vină să voteze. Dacă admitem și acest lucru, atunci ajungem într-o situație foarte, foarte proastă. Dar asta este o parte a monedei, dar este a doua parte. Noi cu Federația Rusă avem parteneriat strategic. Noi exportăm produsele noastre în Federația Rusă. Noi avem 5 categorii de mărfuri, inclusiv fructele, vinurile, conservele, care le exportăm fără taxe în Federația Rusă. Perioada de export fără taxe expiră la 1 ianuarie, exact peste 30 de zile. Ce va fi după? Cine va negocia cu Federația Rusă? Președintele ales Maia Sandu, care îi numește în tot felul pe ruși, probabil nu o să poată discuta. Și ce efect aceasta dă pentru agenții economice?
Ce vor face producătorii de mere de la nord, care stau cu frigiderile acum pline și așteaptă un preț mai bun după anul nou ca să-și exporte produsele sale în Federația Rusă? De ce aș spun, atunci când se fac astfel de declarații, când se lansează astfel de învinuiri, trebuie să fii foarte, foarte atenți. Până unde se ajunge? Eu sunt absolut de acord, noi suntem stat independent și suveran. Eu tot timpul am spus, noi nu trebuie să ne culcăm nici sub ruși, nici sub români, nici sub americani. Noi suntem stat independent și suveran. Dar noi trebuie să fim în relații bune cu toți. Nu pentru a plăcea cuiva în Occident, să atacăm Federația Rusă. Dar probabil aceasta este scopul acestor declarații. De ce trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți. Dar mi-ați spus că veți avea o discuție, cel puțin, sau veți merge în Federația Rusă, acolo, cu cine urmează să vă întâlniți, sau și dacă veți merge? Primul rând, pe 24, agenda aici este foarte clară, inclusiv toate subiectele axate de Parlament, de inaugurare și așa mai departe a noului președinte. Dar după intenționez, după data de 24-25, să merg pentru câteva zile în Federația Rusă, unde în calitate de lider sau viitor lider al Partidului Socialiștilor să am întrevederi cu partidele cu care noi avem semnate acorduri de colaborare. Este vorba de două partide din Duma de Stat, Partidul de Guvernare și Partidul de Opoziție, Edina Rusia și Spravedlivă Rusia. În afară de aceasta, avem planificat și unele întrevederi în administrația prezidențială din Federația Rusă. Sunt mai multe subiecte care trebuie să fie discutate. Sper până la anul nou să ajung. Vreau să vorbim dacă și situația pandemică va permite. Dacă situația pandemică va permite, nu știm ce va permite, pentru că în fiecare zi avem tot mai multe cazuri. Astăzi peste 1400, din nou săptămâna trecută 1700 de cazuri au fost înregistrate într-o zi. De ce s-a ajuns până aici și cine se face vinovat de fapt? În toată lumea s-a ajuns până aici. Nu este Republica Moldova caz unitar în regiune sau în lume sau în Europa care este în situația respectivă cu COVID. Mai mult ca atât, comparativ cu alte state, inclusiv membrii ale Uniunii Europene, noi nu am introdus restricții majore pentru activitatea agenților economici. Noi nu am închis procesul de învățământ, așa cum au făcut mulți. Dar, în special, nu am închis agenții economici, pentru că noi știm că ei trec printr-o situație foarte dificilă luna martie-aprilie. De ce s-a ajuns până aici? În toată lumea s-a ajuns până aici. Este a doilea, a treilea val. Suntem și noi în această situație. Până ce facem față? Cu toate că a spus-o și domnul prim-ministru, a spus-o și cei din municipiul Chișinău, din conducerea capitalei, că situația nu este simplă. Și la capitolul de locuri, și la capitolul de medici, pentru că presiunea pe sistemul nostru de sănătate este enormă. Noi i-am ajutat pe medici, ajutăm salariile, noi suntem dotați acum cu tot ceea ce este necesar, și la capitolul capacitatea laboratorilor, și la capitolul consumabile, și la capitolul teste și așa mai departe. Noi suntem pregătiți. Dar valul va crește. Pentru că este perioada rece a anului, pentru că pe lângă COVID mai sunt și alte boli, care împreună dau acest efect negativ. Soluția este să respectăm ceea ce spun medicii, ceea ce spun autoritățile, maximul cât e posibil. Și evident, soluția este tot ce țin de vaccinare. Premierul Ion Chicu spune de fapt că guvernul este vinovat, dar și politicul de situația creată. Dumneavoastră vă asumați vreo vină? Dar de ce nu poți să dai vină pe cineva? Cine știa că o să fie așa pandemie? Țări cu un sistem medical mult mai dezvoltat ca noi. Țări cu guverne și mai buni ca noastre, cum crede opoziția. Dar sunt într-o situație similară sau mai dificilă. Și au închis toată economia. Aici nu pot spune că cu tare sau cu tare divin. Cine era pregătit de COVID? Spuneți-mi măcar o țară care era pregătită de COVID-19. Nimeni nu era pregătit. Deci noi suntem în situația în care suntem. Acum putem să facem analiză în urmă, că trebuia așa sau așa. Soluția era care? Trebuia de impuse restricții dure la tot absolut în Republica Moldova, de pus amenzi de sus pe jos. De asta eu sunt categoric împotriv. Pentru că atunci noi omorâm economie, care și așa e pe brânci. Sau oamenii ce unde o să lucreze, pentru că trebuie să meargă la muncă, să primească un salariu, să întreții copiii. Sau dacă închidem complet educația și trecem la online, cu cine o să stea copiii cei acasă? Dar sunt oare atâtea calculatoare în sectorul educației și așa mai departe. Deci aici, când examinez absolut tot, eu cred că s-a
procedat la timp, corect, profesionist. Apropo, lucrul ăsta este apreciat și de către experții străini. Dacă guvernul actual nu făcea ceva cum trebuie, avea să iasă OMS, Organizația Mondială a Sănătății sau partenerii externi și avea să spună, uite aici a greșit sau aici a greșit. Dar s-a mers strict conform recomandărilor partenerilor externi. Și până la această etapă situația s-a gestionat. Eu înțeleg că cei din opoziție și în special doamna nouă președinte Les, i-ar fi combinabil acum să fie situația dezastru și fără nicio fel de responsabilitate să critici. Dar haideți împreună să ne asumăm tot ce țin gestionare sau dacă vreți asumați-vă singuri, haideți să vedem cum ieșim din această situație, pentru că asta nu e problema lui Dodon sau lui Chicu. Asta e problema tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Și nu trebuie să facem pe această politică așa cum încearcă cineva să facă. Dar restricții totuși au fost impuse și până acum au funcționat. Acele de a nu se practica, deci întrunirile între mai mult de 3 persoane sau 50 de persoane și așa mai departe, dar am văzut în campania electorală efectul total invers, candidații electorale au mers la întrunire, au făcut diferite manifestații și așa mai departe, cu participarea a unui număr mare de oameni. De ce atunci nimeni nu a fost sancționat? Nu numai că nu a fost sancționat, dar mulți chiar spuneau că nu trebuie să fie sancționat și inclusiv mulți concurenți electorali și-a permis lucrul acesta. Și acum fac diferite declarații politice pe subiectul acesta. E clar că varianta ideală ar fi fost atunci unele restricții sau, cum spunea unii, amânarea legilor și așa mai departe. Eu am fost împotriva amânării legilor. Pentru că dacă amânam alegerile, se avea să vehiculeze că noi ne ținem cu dinții și uzurparea puterii de stat. Alegerile, încă o dată spun, au trecut, tragem linia și haideți să vedem cum gestionăm mai departe. Eu cred că situația poate fi gestionată. Vaccinurile din Federația Rusă, la fel ați menționat în cadrul campaniei electorale că la sfârșitul lunii noiembrie, uite, ar urma să ajungă în țară 100-150.000 de vaccinuri de acest fel. Au ajuns? Ei încă nu le-au oferit Republicii Moldova, practic nu le-au oferit nici la un stat, pentru necesitatea pentru vaccinare în interiorul Federației Rusiei este una foarte mare și capacitățile de producere sunt limitate. Dar eu știu că Guvernul Republicii Moldova a făcut aceste solicitări și sper că din Federația Rusă sau din Uniunea Europeană sau din China, unde sunt ele, sper foarte mult că vor ajunge cât se poate mai repede în Republica Moldova. Dar ați spus că veți fi primul care vă veți vaccina. Poate dacă, ați făcut-o deja. Încă nu. Încă n-am reușit să mă vaccinez. O să apară, sunt gata. Dacă cineva nu va dori și se va teme, sunt gata să fac această vaccină pentru a demonstra că este o vaccină bună. Dar el încă nu a fost omologat la nivel internațional. Mă refer aici la vaccinul din Federația Rusă. Sunt cât câteva de sigur etape, este? Sunt câteva etape de omologare. Eu nu sunt cel mai mare specialist în domeniul ăsta. Pot să vă spună specialiștii. Dar, de exemplu, în Federația Rusă, zilnic mii și zeci de mii de persoane se vaccinează. Vreau să vă întreb și despre realizările procurorului general Alexandru Stoianoglu. El astăzi a prezentat un raport de activitate pe durata unui an. Pe parcursul acestui an, cât a fost în această funcție, cum vedeți dumneavoastră realizările dânsului? Eu cred că lucrurile s-au schimbat esențial în domeniul procuraturii, ceea ce încă nu s-a reușit în domeniul justiției, dar în procuratură domnul Stoianoglu a mers înainte, cu toate care blocaj destul de mare în interior din sistem. S-a avansat pe mai multe dosare de rezonanță, de exemplu, furtul miliardului, noi în sfârșit avem neclaritate cine sunt beneficiarii finali și sunt deschise mai multe dosare și sunt blocate mai multe active. În domeniul politic, noi nu avem dosare politice în Republica Moldova, așa cum a fost pe timpul guvernării precedente, mă refer la cea oligarhică. Noi, practic, au fost închise multe dosare politice care erau deschise în Republica Moldova. În domeniul activității economice, noi nu avem implicarea procuraturii în blocarea agenților economici și în deposedarea de active, așa cum a fost anterior. Eu vă amintesc când Procuratura Generală era implicată în diferite raiduri și agenții economici, oamenii de afaceri, erau arestați și impuși să cedeze business-ul în favoarea celor care erau la guvernare. Uitați-vă, noi nu avem astfel de cazuri pe parcursul ultimului an de zile. Dosare politice nu avem. În domeniul activității economice nu avem situația care a fost anterior. În domeniul furtului miliardului, de exemplu, e clar cine sunt beneficiarii finali și sunt date
toate actele pentru a găsi aceste persoane și le întoarce acasă. Avem blocate cu 3 miliarde de lei suplimentare active blocate, care ne dau șanse reale că acești bani să revină în buget în contul compensării acestui furt a miliardului. Deci pe aceste domenii eu cred că lucrurile s-au mișcat. E clar că mai este foarte mult de lucru. I-a căzut o sarcină deloc nu simplu, domnul Stan Moclo, dar el este persoană cu verticalitate. Eu sincer vă spun, eu nu regret că un an în urmă am semnat decretul. Este exact un an în urmă. Când am semnat decretul de numire a domnului Stoianoglu în funcție de procuror general, eu nu regret și consider că potențialul încă este mare și va face foarte multe lucruri bune pentru Republica Moldova. Tot Stoianoglu menționează că și corupția din sistem a fost un pic anihilată, în această perioadă cel puțin, dar vreau să discutăm un pic despre programul electoral pe care l-ați prezentat dumneavoastră în anul 2016. În acel program se menționa în felul următor. Voi iniția verificarea completă a funcționarilor publici, a judecătorilor, a colaboratorilor, organelor, procuraturii și a familiilor, astfel încât să fie evidențiate deci activele și veniturile, mijloacele deținute. Toți vinovații vor fi sancționați, iar averile lor vor fi confiscate. De fapt, această propunere oare și pe această cale merge și actuala președintele ales Maia Sandu, asta vrea să facă și dumneavoastră, dar vreau să vă întreb, care sunt prerogativele președintelui, șefului statului? Poate să îndeplinească o asemenea promisiune? Doar cu susținerea Parlamentului. Pentru a implementa o astfel de reformă, noi am auzit multe discuții despre reforma justiției. Un an în urmă, în luna octombrie, noi am ieșit la un briefing împreună eu, domnul Maia Sandu, doamna președinte a Parlamentului, unde am prezentat propunerile noastre de reformare a justiției. Și dacă vă amintiți, atunci pe două foi așa scris de mâine, am demonstrat ce trebuie de făcut în domeniul procuraturii, ce trebuie de făcut în domeniul justiției, începând de la CSM în jos. Dacă vorbim de justiție și începând de la CSP, dacă vorbim de procuratură în jos. Cu regret, această reformă așa și nu a fost implementată. Avem o strategie a reformei justiției care a fost aprobată recent de către Parlament, o strategie care a fost elaborată profesionist de către colegii noștri din guvern, a fost avizată pozitiv și de partenerii externi și urmează a fi implementată în anul viitor. Deci o astfel de reformă care ar permite atingerea acestor obiective este posibil doar într-un consens larg. Pot să vă asigur că noi acest obiectiv nu l-am lăsat într-o parte, el este actual și vom susține orice acțiuni pentru a merge înainte cu reforma justiției. Actuala componență a Parlamentului ar putea să rezolve anumite proiecte sau prevedere ale acestei strategii care a fost aprobată deja săptămâna. Pentru aceasta trebuie cel puțin o conlucrare între PSRM și deputații care au fost în blocul acum. Din partea noastră, cum am spus, noi suntem gata la conlucrare. Văd că ei nu sunt gata. Ei, știți care e chestia? Ei speră foarte mult, în special PAS-ul, că vor fi alegeri parlamentare anticipate și vor obține singur majoritatea. Lucrul ăsta nu se va întâmpla. De aceea tot timpul trebuie să fii deschis pentru dialog. Deschis cu toți. Cu toți care vor să se miște înainte, în interesul Republicii Moldova. La capitolul strategiei ați inițiat și dumneavoastră discuții în calitate de președinte în 2017, încă cu referire la strategia de securitate națională. Aceasta urma să fie implementată și deja aprobată la finele anului 2018. Este ce proiectul în cadrul instituției prezidențiale. În 2018 nu putea fi aprobată pentru că era guvernare oligarhică în Republica Moldova. Proiectul este... Noul președinte poate să ia în calcul, poate să elaboreze altă strategie, dar din nou astfel de strategie poate fi aprobată doar prin consens în Parlamentul Republicii Moldova. Proiectul este pregătit. După finalizarea mandatului de președinte, totuși veți rămâne cu anumite facilități. Care sunt acestea și pe care le veți accepta de fapt? Nici nu știu care sunt facilitățile, dacă sigur. Se vorbea de o compensație de 30 ceva de mii de lei și am văzut că se discuta foarte mult și în presă. Eu deja am anunțat că voi refuza la această recompensă. Voi dona acești bani pentru o familie cu 8 copii. Știți că am ajutat foarte multe familii parcursul mandatului meu. Voi continua să fac acest lucru când voi avea posibilitate. Alte facilități care sunt? Birou nu am nevoie, pentru că acolo și birou mi se pare că birou am la președinție, la
pe SRM, oficiu pe SRM, deoarece nu am nevoie de careva facilități. Autoturism? Autoturism? Avem autoturism. Am autoturism. Cred că nu este problemă. Găsim noi la partidul un autoturism. Nu văd nicio problemă și nici nu avea nevoie de careva facilități. Deci nu le veți accepta? Noi suntem pregătiți, încă o dată, niciun fel de obstacole. De la Condrița am plecat deja. Pentru că știu cum mulți se interesau, domnul, că la Condrița nu. Nu. Noi am oferit posibilitatea. Important să nu distrugă tot. Pentru că după anul 2009 am mai fost de ăștia care promiteau mare și sare. Da, de fapt au fost făcute mari investiții acum. Și după aceea au distrus tot absolut. Investiții nu s-au făcut nici la Condrița. Investițiile în Palatul Prezidențial, care o vedeți acum pe ecrane, s-au făcut nu din contul statului. Vă amintesc că din 2009 până în 2018, după 9 ani, când această clădire stătea în centrul Chișinăului, în Bruieni, eu am găsit posibilitatea și fără bani din bugetul de stat, l-am reparat și acum îl transmit următorul președinte și cred că lucrul ăsta este corect și frumos. Deci auzeam că cheltuieli foarte mari la președinție, nu, este vorba de doar întreținerea clădirii, mai mult nimic, dar este noul președinte ales, las să încercăm să vedem cum o să facă față, cum o să facă față pentru întreținerea acestei clădiri și angajaților din administrația prezidențială. Ați menționat la începutul acestei emisiuni că la sfârșitul lui decembrie urmează să aibă loc congresul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Acolo, respectiv, să fiți numit din nou președinte ales al acestei formațiuni. Cum vă veți implica în activitatea fracțiunii parlamentare, de fapt? Eu cred că mă voi implica destul de activ. Noi astăzi am avut ședința fracțiunii deja. Înainte de a veni la dumneavoastră, mâine avem la 8 ședință fracțiunii și poi mâine la 9. Mâine discutăm cu colegii din guvern politică fiscală și bugetul mai detaliat și poi mâine la 9 înainte de ședința parlamentului. Deci în tot ce ține de fracțiunea parlamentară, care este cea mai mare, fracțiunea în Consiliul Municipal, care este cea mai mare, 22 de consilieri municipali din 51. Adică fără 4 noi avem aproape majoritatea în Consiliul Municipal Chișinău pentru a susține primarul general. Avem 21 de președinți de raioane care sunt delegați de Partidul Socialiștilor. Avem câteva sute, 250-260 de primari. Evident că mă voi implica destul de activ în tot ce ține de activitatea partidului. Ce proiecte veți insista ca să fie în continuate, dar foarte scurt? Proiecte inițiate de PSRM, de președintele Igor Dodon? Eu cred că tot ce ține de domeniul social, salarii, pensii, tot ce ține domeniile de infrastructură, drumuri, apă și canalizare, iluminare, gazificare, salubrizare. Acestea vor fi prioritățile pentru mine și echipa mea, indiferent unde vom afla. Și noi am demonstrat în acest an foarte dificil, pentru că anul 2020, cred că, stimați concetățeni, dacă se poate... Da, vă rog să transmiteți un mesaj cetățenilor, de fapt, ce ne așteaptă. Da, stimați concetățeni, anul 2020 a fost, în opinia mea, unul dintre cei mai dificili ani. Dar noi am demonstrat că putem gestiona situația. Va trece acest an. A rămas doar o lună de zile. Eu cred că deja simțiți spiritul sărbătorilor. Anul 2021 va fi un an mult, mult mai bun. Cel puțin eu sunt sigur că va fi mult mai bun. Eu vreau să vă urez la tot sănătate, aveți grijă de cei apropiați și totul va fi bine. Cu Doamne ajută, totul va fi bine. Mă bucur că aveți această siguranță și eu la fel sper că totul va fi bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare în cadrul acestei ediții. Neapărat o să ne mai vedem și cu alte ocazii. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară. Noi ne vedem joi, tot aici, la aceeași oră. Nu ratați știrile de la ora 21. O seară minunată vă doresc!